onest, corect, serios, principial. Povestea a început în clasa a 8-a, atunci când directorul școlii unde am învățat mi-a propus să prezint finalul de an școlar. Îți dai seama, am avut emoții maxime, dar a ieșit foarte bine și cumva a fost un start pentru mine. Nu știam ce o să mă aștepte în anii ce vor urma. Dar cumva s-a deschis o oportunitate sau aliniat planetele, să spun așa, și ăla a fost declicul pentru mine, pentru că am urmat apoi liceul, în liceu m-am implicat în tot felul de activități. Am participat la Balul Bobocilor, unde am și câștigat. Cum se numește partea colorată a ochiului? Iisus. Și acum mă bucur. Da, îți dai seama că adolescent a fost o realizare pentru mine în momentul respectiv și am participat ca primar al Consiliului Local al Tinerilor. Mi s-a oferit oportunitatea de a candida, să reprezint tinerii, deci tot partea de oratorie, de interacționare cu oamenii. Halilna. Președintele Consiliului Județean al Elevilor a reprezentat elevii pe județ și apogeul a fost funcția de președinte al Consiliului Național al Elevilor, coordonarea întregului Consiliu la nivel național, și pentru mine a contat foarte mult partea de relaționare cu ceilalți din țară, pentru că interculturalitate, zone diferite, și cumva m-a ajutat foarte mult din nou în partea de comunicare. Și de aici s-au evit evenimentele, așa a început pentru mine toată această poveste și această experiență în lumea entertainmentului. Am avut și o emisiune pe un post local în timpul liceului și prezentam, moderam, le făceam pe toate, să zic așa. Așa s-a făcut și Brokeback Mountain. Dar m-a ajutat să înțeleg partea asta de emisiune și de a fi mai profi. Și pește bisc și pește mișic și pește... Colaborări la nivel local cu diverse branduri, baluri, nu mai spun. Deci am fost implicat și cam asta a fost pentru mine povestea de început. Apoi a urmat partea de facultate, unde la București aici oportunitățile sunt altele și s-au evit aici foarte multe evenimente cu, nu știu dacă am voie să dau de branduri mari, dar în fine, cu supermarketuri, cu mall-uri, cu etc., cu persoane fizice. La studenți am fost implicat și acolo în Senatul Universității și la fel, parte de oratorie, la fel reprezentarea studenților. Nimic nu este întâmplător și tot răul este spre bine, întotdeauna. Și mă regăsesc foarte mult în replica asta și în proverbul acesta și îl resimt, mă reprezintă. Am făcut sport de performanță, 12 ani, cu rezultate naționale, internaționale. Triplu campion național, etică. Am fost președintele Consiliului Național Elevilor, am terminat o facultate grea, zic eu, un master, fac ceea ce îmi place și cred că asta este iar o realizare foarte mare și da, mi-am întemeiat o familie, căsătorit. Și din punct de vedere spiritual sunt împlinit și asta mă bucură foarte mult. Clar, când ajung pe scenă, deci asta e probată la fiecare eveniment, această senzație, pentru că intru într-o transă, intru în lumea mea. Și automat mă conectez cu oamenii, empatizez cu ei, pentru că este foarte important în acest job să empatizez cu oamenii și dau din energia mea și primez din energia lor. Și automat se creează această legătură și efectiv cred că ei mă motivează și ei mă inspiră, pentru că automat fiind spontan, fiind o persoană spontană, lucrurile se întâmplă în funcție de vibe-ul respectiv și încerc să-l ridic cât mai mult. Lucrurile la mine în viață au venit de la sine și, cum spuneam, nimic nu este întâmplător. Într-adevăr, în această meserie
sunt plusuri și minusuri, dar când faci cu pasiune, practic nu este nicio muncă și minusurile nu prea sunt văzute. Dar trebuie să luăm în considerare nopțile pierdute, trebuie să luăm în considerare timpul pe care trebuie să-l petreci pentru pregătirea unui eveniment, trebuie să iei în considerare timpul pe care îl petreci dezvoltându-te pentru a fi cât mai bun în domeniul în care activezi și automat nu mai ai timp de petrecut foarte mult cu prietenii, poate cu familia uneori, mergi la evenimente, la revelioane sau la sărbători importante, la de ziua ta poate, sau de ziua soției, sau de ziua părinților, sau nu știu, se întâmplă momente când trebuie să spui, băi, îmi pare rău, chiar nu pot să ajung, uite de ce. Dar atunci când ești înțeles, lucrurile acestea nu sunt ca minusuri, dar uite că se întâmplă. Dar ca plusuri, ce să mai, lucru cu omul, dacă îți place și ești deschis, lucru cu omul e cel mai frumos. E și cel mai greu, dar atunci când interacționezi cu oamenii, este extraordinar. Asta cu piesa, mulți mă întreabă, care e piesa ta preferată? Băi, lucrez cu muzică, lucrez cu, adică despre asta e vorba și e greu să am doar o piesă, dar îmi place foarte mult, dacă e să răspund obiectiv, de la Stevie Wonder, o melodie foarte, foarte mult, Part-Time Lover. Nu știu, îmi place, dar varianta de spectacol, de concert live cu cahonul e extraordinar. Ori mi-am cumpărat ceva încălțări, Adidas sau ceva, că na, era perioada respectivă și îmi doream și o să am. Ori un microfon, nu mai țin exact minte, dar cu siguranță i-am investit cu cap în ceva, în ceva folositor. Aș diminua neserioșii. Aș face așa o magie să dispară, pentru că ar fi lucrurile mult mai frumoase și mult mai simplu de gestionat și de organizat atunci când ai dat de oameni așa cum ar trebui să fie, de fapt, un om. Da? Onest, corect, serios, principial. Dar uite că, na, face parte din viață acest lucru și întotdeauna găsești și oameni care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, dar în industria asta cred că seriozitatea și profesionalismul ar trebui cumva îmbunătățită. Da, dacă aș avea o super putere, aici m-aș concentra foarte mult pe partea asta.